Dăm astăzi în folosință aceste trei ghișee ale Direcției Generale de Evidență a Persoanelor pentru toți cetățenii din județul Constanța, pentru situațiile de urgență. Da, atunci când necesitatea o impune, eliberarea unei cărți de identitate, de astăzi se poate face și în regim de urgență, însemnând una, maxim două zile. Cei care au urgență vin direct aici? Cei care au urgență vin aici, completează, vin aici, Ștefan cel Mare 44, completează o cerere în care comunică și care este natura urgenței, după care într-o zi, maxim două, poate primi această carte de identitate. Există o taxă? Există o taxă de urgență, 100 de lei, plus cea de emitere a cărții de identitate, în total 107 lei. De obicei este adresabilitate mare la urgență? Noi am înființat aceste ghișee tocmai pentru că aveam foarte multe situații de urgență, oameni care au pierdut, oameni care cărora li s-au furat sau au trecut prin diverse evenimente și aveau nevoie să-și prezinte identitatea în fața unei autorități. Da? Vine ca un răspuns al unei solicitări.